emisiune specială de Paști, Filmul sau Viața, în care, spre deosebire de toate celelalte ediții, nu vom compara filmul cu realitatea imediată, pentru simplu motiv că acum, când ne mai despart doar câteva ore de învierea Domnului, nu putem să-l aducem decât simbolic în știrile de televiziune. Ne despărțim de aceste știri de televiziune, la care tot facem apel în emisiunea Filmul sau Viața, și ne raportăm, în schimb, la trei filme mari: Iisus din Nazaret, Regele Regilor și Patimile lui Hristos, împreună cu trei invitați absolut speciali și senzaționale, am putea spune. Actorii Alexandra Velniciuc, bine ai venit, Alexandra, din nou. Mulțumesc, bună și George seara. Ivașcu, directorul Teatrului Metropolis, fostul ministru și parlamentar Dan Matei Agaton. Mulțumesc pentru invitație. Să urmărim împreună câteva imagini din acest film făcut de Franco Zeffirelli, un film clasic, am putea spune, la care se raportează întreaga cinematografie mondială atunci când e vorba de dimensiunea religioasă a ei. Un film din 1977, în care în rolul lui Iisus Hristos apare Robert Paul. A fost rolul vieții lui Robert Paul. Să-l vedem într-o secvență în care Mântuitorul nostru redă vederea unui orb din naștere. Don't touch me! Don't touch me, I say! Last of the man was born blind. He's accepted his life the way it is, why then change it? He lives in darkness. For as long as I am in the world, I am the light of the world. Oh, don't leave my eyes alone. I don't want you to touch them. No, don't touch my eyes. No, ah, you are hurting me. They're burning. What have you done to them? What have you put on them? Go and wash his eyes. Come on, let's take him to the doctor. Come on. Wait, wait, wait. Just wait. The master's killed the blind man! You see? He don't know yet! Give him a good wash! Yes, I've been exposed for all his life! Come him in! Give him a good wash! I can see.
Am vorbit de atâtea și de atâtea ori, Alexandra, despre actorii care se transpun în pielea personajelor. Dar cum e să-L joci pe Iisus Hristos? Păi se pare că a fost un mare șoc pentru Paul, pentru că știu că după aceea a avut probleme serioase în a se adapta vieții normale de actor și știu că a și sfârșit rău după ce a făcut filmul ăsta. De altfel și tu ai spus, sigur că e filmul vieții lui, că altceva nu știu să mai fi făcut după. A făcut multe filme proaste, asta e sigur. Da. Înainte și după. Important, nu știu. Dar apropo de debutul emisiunii ăsteia în care tu spuneai că nu mai facem o paralelă cu știrile și că ne raportăm strict la trei filme importante care s-au făcut despre viața lui Iisus, știi, stăteam și mă gândeam că de fapt suntem deosebit de păcătoși, pentru că pe noi ne apucă evlavia doar de sărbători. De Crăciun și de Paște ne aducem aminte că trebuie să fim mult mai credincioși, mult mai apropiați de biserică, că ar trebui să ținem post și nu știu câți dintre noi o fac. E o ipocrizie asumată. Da, este o ipocrizie care cred că de fapt ne costă fără să ne dăm seama și tocmai de aceea când revenim la știrile alea odioase pe care și tu le prezinți în emisiunea ta, tocmai de aceea ele sunt atât de urâte și de neplăcute pentru noi. Tocmai pentru că suntem înfiorători de ipocriți. Sigur că ăsta e un film splendid. Și de fiecare dată când el se difuzează, pentru că se întâmplă cu asupra de măsură în perioada sărbătorilor pascale, de fiecare dată trebuie să recunoaștem că este un film artistic impecabil. George, am văzut cu ani în urmă filmul Mesajul, care e făcut în două versiuni, e despre profetul Mahomed și despre istoria începuturilor islamului. În religia islamică nu e voie să dezvălui chipul profetului. S-au făcut două versiuni, în ambele nu apărea niciodată profetul, iar filmarea care se raporta la făptura fizică a lui Mahomed se făcea din unghiul în care să-i simți pașii, dar să nu-i vezi niciodată înfățișare. Într-una juca Anthony Quinn, în cea cu actori occidentali, s-a mai făcut o versiune și cu actorii arabi și musulmani. Aici se vede chipul lui Iisus, așa cum se vede și în alte filme despre începuturile creștinismului. Sigur, vorbeam și mai devreme, e foarte greu, e imposibil să te transpui în pielea unei ființe care depășește condiția de personaj. Dar omul acela, actorul acela, după ce a jucat în Iisus din Nazaret sau un alt film, mai poate reveni la condiția lui inițială? Ideal ar fi să nu mai revină deloc, pentru că până la urmă, în asemenea rol... Cum, să rămână nu, între ghilimele Iisus? Nu. Să nu mai revină în profesie, în ce sens mă refer? Cred că nu mai încape, după ce ai un rol istoric de asta dată, nu mai este doar un rol oarecare, indiferent că se numește Hamlet sau nu știu ce mare titlu, Romeo și Julieta. Asta este un rol istoric. Menirea, până la urmă, a rolului respectiv nu este de a face un personaj. Aici este dificultatea. Personaj în sensul de persona, mască, înfățișare, și rolul în sensul dicționarului, menire, scop. Deci, până la urmă, actorul care are șansa imensă de a face un asemenea rol istoric, ideal ar fi să fie bine plătit și după aceea să scrie cărți sau să facă altceva. Sau să țină conferințe despre ceea ce i s-a întâmplat în mod real, pentru că nu are cum să nu te modifice, mai ales în asemenea zone unde, până la urmă, credința, că despre ea vorbim și iată că acolo unul dintre verbele cele mai uzitate sunt a crede. Și totdeauna contrapunctul, după cum m-ai văzut, era între oamenii care nu cred în minim și oamenii care ajung să creadă, să modifică. Cred că asta este foarte frumos prin faptul că misterul nu știi cum să-l definești. De-aia este mister, de-aia este enigmă. Important este că fiecare din noi credem în ceva. Credem. Cred că și ateii cred în fizică sau în ceva. Important pentru noi creștini ortodoxi, creștini de altminte, că de fapt filmul se adresează tuturor creștinilor, e de a ne curăți măcar de două ori pe an sufletele și de a căuta în noi zona umanului. Misiunea acestui actor sau actorilor care joacă în film, indiferent că îl joacă pe Pilat din Pont, e de a-ți da valorile umane și morale, de a ți le reaminti măcar de două ori pe an, dacă ești atât de păcătos, cum spunea Alexandra, încât să te duci doar cu ocazia celor două evenimente. De aia,
apropo de paralela știri și această zi specială, cred că este benefic să, măcar în perioada asta, să uităm că realitatea înconjurătoare te face să uiți ce înseamnă a te bucura, te face să uiți ce înseamnă valorile umane și cred, răspunzuți în final întrebării tale, cele de-a doua, pentru că acum am răspuns prime întrebări, cred că important e ca un actor, cum spunea un foarte bun prieten, e să intre în pielea personajului, dar data asta nu mai e vorba de pielea personajului, ci este vorba de rolul, de menire. Și de-aia cred că el ar trebui să aibă acest discernământ, acest echilibru, această armonie de a împărtăși frumusețea evenimentelor pe care noi le trăim fiecare în ghearele sufletelor noastre când mergem la biserică și ne rugăm, de a le împărtăși și de a se opri acolo. Nu cred că el de aceea mai poate fi văzut într-un film de acțiune. Sau nu cred că mai merită. Și Matei, nu cred că ar mai fi credibil. Nu ar fi credibil, evident. Matei, de ce ne uităm? De ce vizionăm filme religioase? E o mecanică a credinței care ne îndeamnă să ne regăsim acolo? Vlad, așa cum Biblia este cartea cărților, așa, pentru mine, Iisus din Nazaret este filmul filmelor. Și chiar regret că le vedem de obicei în Săptămâna Mare, aproape în fiecare an, pentru că este un film fără sfârșit. Este un film care merită din plin un Oscar pe viață. Este un film zguduitor. Este un film care nu putea fi făcut fără harul lui Dumnezeu. Nimeni, nici un actor, nici Paul, nici Mason, nici absolut cei care fac o simplă figurație în acest film, n-ar fi putut să joace atât de dumnezeiește dacă n-ar fi avut credință și dacă n-ar fi fost așa, divinitatea parcă face parte din acest film. Acest film este pentru mine pe locul întâi detașat în topul primelor 10 filme pe care l-am văzut. Adună-i pe toți cei dragi în jurul tău și bucură-te de energia pe care ți-o dau. Vodafone îți urează Paște fericit! Maestre, cum pot să-mi apăr organismul de stres? Cu Nesti ceai verde. Conține antioxidanți naturali care te protejează, ca această umbrelă. Nesti ceai verde. Combinația care te inspiră. Și ține minte, dragul meu, pentru ca bruschetti Maretti să fie atât de aromate și apetisante, alegem totul cu cea mai mare grijă. Și pune mult suflet, pentru că fiecare detaliu contează. Spre exemplu, roșiile. Le alegem cu grijă, Luigi! Și cel mai important, pregătim totul cu dragoste. Ei, iubire, iubire! Bruschetti Maretti, un amore grande! Simți o presiune insuportabilă la nivelul sinusurilor? Ai senzația că nu poți scăpa de durere? Folosește Nasodren! Produs inovator, Nasodren curăță sinusurile și eliberează căile nazale de la prima aplicare, eliminând secrețiile nazale. Simptomele dispar, ești mai bine, te simți complet eliberat. Nasodren curăță și drenează sinusurile. Acesta este un dispozitiv medical, să citiți cu atenție prospectul înainte de utilizare. Miracolul primăverii este la alegerea ta. Noile produse contra celulitei Perfect Body îți vor reîntineri aspectul trupului. Oriflame, întotdeauna prima ta alegere. Urmează oferte fără egal. Vino la Real să iei Chocopec, iepuraș figurină 180 de grame cu doar 2 lei și 19 bani. Programul nostru în perioada sărbătorilor este non-stop. Real vă urează un Paște cu surprize fără egal. Semana are un sistem complex 4-in-1. Catifelează, parfumează, facilitează călcarea rufelor și înlătură electricitatea statică. Mami, faci
rufele noastre atât de frumoase. Semana ne face, într-adevăr, de nelocuit. După fiecare masă, în stomacul tău se dă o luptă. Acum există pastila albă pentru arsuri și durere și pastila verde pentru greață și balonare. Digest Duo. Un duo pentru digestia ta corectă. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. No, rien de rien. Pagubele făcute de copii și multe alte riscuri sunt incluse în asigurarea locuinței cu extra acoperiri Grupama. Yo! Băieții caută sticla de bere perfectă. Check it up, ultima fiță. Când bei bere din asta mică, s-a terminat cu șmecheria. Bărbații adevărați apreciază gustul, nu forma. Descoperă sticla de Holsten la 2 litri. Aceeași bere de calitate conform legii germane a purității. Holsten, totul pentru gust. Sensibilitatea dinților este o reacție dureroasă, intensă, de scurtă durată, declanșată de alimente, băuturi fierbinți, reci. Când avem sensibilitate dentară, este simplu, dentina este clar expusă mediului cavității bucale. Stimulul rece reușește să pătrundă până la nivelul nervului și provoacă durere. Le recomand pacienților mei să folosească Sensodyne. Sensodyne reușește să pătrundă până la nerv și calmează durerea. Eu folosesc Sensodyne de zi de zi. Am încredere în ea. Protejează sănătatea. Folosește noul Protex Gel dezinfectant pentru mâini, oriunde, oricând. Acționează instant fără apă. Protex. Vrei prospețime de durată pentru întreaga baie? Acum o poți avea mai ușor pentru mai multe săptămâni. Îți trebuie doar Breft Reactiv cu tehnologia tricamerală, curățenie igienică, prospețime intensă și odorizant permanent de cameră. Vasul de toaletă este mereu împrospătat chiar și între utilizări. Breft Reactiv cu noua tehnologie tricamerală. Săptămâni întregi de curățenie și prospețime în întreaga baie. Există o lume în care grija ne îndrumă fiecare pas. E lumea Milii, acolo unde toată bunătatea și naturaleța laptelui sunt păstrate cu grijă. Oferă-le celor dragi laptele proaspăt Milii. Milii, la fel de natural ca și grija. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Ei, iată-mă, sprăvnișoasă! Plecăciuni, boieri vestiți, la distracție poftiți! Madame Grita! Mademoiselle Safta! Monsieur Charles! Bonsoir, bonsoir! Visul mi s-o împlinit! Duminică, asta-i fița. Să petreci chiar cu Chirița. Nu se poate așa ceva în casa. Ce se caută aici? Leonard! Mai trebuie să comărităm Miluluța cu Guluța nostru. M-am făcut și mai aleasă. Coana Oana și Domn Brancu vă invită la Confidențial. Ține-mă că dacă mă ridic eu acum, te bate mama. Ediție specială duminică seara, numai la Antena 2. Nu poți să mai plângi, 2-3 minute demonstrativ. Șâtă neamu, ne-am mărit. Acum săriți în chișoare, jucați. Femeia care iubește să cunoaște cum primește. Iubește cu patimă, zigzag după la gâda. Eu n-am ținut în viața mea o conferință de presă. De Paști, cine a fost cu minte, primește daruri. Trebuie să ne înfrânăm de la Messenger și High Five. Am ținut post de Facebook. Cine a fost rău și a făcut farse, s-a luat de vedete și are replica la orice. Nu poate să-i provoace un purice orgasm unui elefant. Primește o întâlnire de gradul zero cu ziariști. Pupicul meu, Mihai, să fac dragoste cu tine și să mă înfrânim cu mașină. Mihai Morar, dă tonul distracției la conferința de presă cu Diana Munteanu Niculescu, sâmbătă seara la Antena 2. Spune-mi, te rog,
Matei... Voia George să spună ceva nu, și nu, trebuie nu, să nu. Lega de ce a spus exact, domnul Exact, vreau doar să completez că, din păcate, într-adevăr, filmul de propagandă nu are legătură cu acest tip, că sunt filme de propagandă, care, e adevărat, conțin și ele un mesaj, dar un mesaj de manevră mai mult decât un mesaj uman. Asta e filmul de propagandă. Și, într-adevăr, regretul imens, apropo de dispariția marilor actori, că e bine să-i pomenim în zilele astea importante, pentru că, până la urmă, fiecare din noi am fost educați de ei, fiecare din noi am avut un model în ei, fiecare din noi, indiferent de profesia pe care o facem, nu vorbesc doar de noi actorii. Absolut. Fiecare din noi ne-am regăsit în emoțiile pe care le transmiteau, sentimentele umane. Pentru că calitatea principală a domnului Iordache, a marilor noștri actori, a lui Dinică, era de a fi om. Și omul se recunoștea în el ca fiind om, cu calități și defecte, cu bune și rele. Dar, din păcate, propaganda noastră este non-valoarea, nu plus-valoarea. Și de-aia cred că ne merge prost. Spune-mi, Alexandra, Matei sugera mai devreme că Iisus din Nazaret, filmul lui Zeffirelli, este filmul definitiv asupra istoriei originare a creștinismului. Da, asta și înseamnă, eu cred asta. Asta înseamnă că un actor, un regizor, un scenarist se raportează la filmul respectiv, să zicem, spunând, vreau să repet acea imagine a lui Iisus, sau dimpotrivă spune, nu, acel personaj, Iisus Hristos, din noul meu film, trebuie să fie altceva. Și atunci se redefinește personajul istoric doar pentru că s-au făcut niște filme înainte? Nu cred că se poate repeta imaginea lui Iisus din filmul lui Zeffirelli într-un alt film. Pentru că orice film... Filozofia imaginii lui Iisus, să zicem... perspectiva din care e privit Iisus. Orice film, cred eu, și orice act artistic, că e teatru, că e film, că este doar un rol, cred că stă sub imperiu unei inspirații divine, dacă el este împlinit. Că există și filme despre care nu vorbim că nu există, de fapt, din punct de vedere artistic. Și atunci cred că, sigur, noi putem vorbi foarte plastic, foarte bine și foarte creativ despre personajul Iisus Hristos, dar altfel de fiecare dată. Nu se poate repeta imaginea lui Iisus al lui Zeffirelli într-un alt film. Asta nu se poate întâmpla. Dar îl putem vedea pe Iisus altfel datorită harului regizorului, al actorului, al climatului care se creează în jurul acelui film și al contextului în care el este făcut. Contextul istoric din momentul respectiv, al turnării lui. Hai să vedem ce se întâmpla 50 de ani mai devreme, nu în 77, ci în 27. Filmul nu este sonor, este mut. Îi aparține lui Cecil B. DeMille, unul din marii creatori ai Hollywoodului, nu numai de la Hollywood. În rolul lui Iisus joacă actorul H.B. Warner. Să vedem așadar cum într-un film mut, pentru că primele filme sonore, după cum știm, apar în 28-29, cum într-un film mut, aceeași secvență a redării vederii unui orb din naștere are loc. Orbul nu mai este bătrân, ca în filmul lui Zeffirelli. În filmul inițial, cel al lui Cecil B. DeMille, orbul este un copil. Thank you.
se pare mie sau e mai multă expresivitate uneori în filmele mute decât în cele vorbite? Parcă actorii se străduiau din toată putința lor să se facă înțeleși. Nu se putea altfel. E o altă formă de expresivitate. Hai să discutăm în paralel. Scena cu orbul în filmul lui Cecil B. DeMille și în filmul lui Zeffirelli. Am ales special ca să facem o paralelă nu între film și realitate, ci între două filme. Evident că Zeffirelli s-a raportat la Cecil B. DeMille pentru că asta ne spune cronologia. În felul lui particular și creator. De ce acolo apare un copil și dincolo un bătrân? De ce acolo apare un grup în filmul lui Zeffirelli și dincolo în filmul inițial numai mama copilului? Ținând totuși tema emisiunii, aș vrea să spun ce înseamnă, din punctul meu de vedere, arta. Arta înseamnă a cultiva frumosul din mine și din ceilalți. Asta este rostul și menirea artei. Căci realitatea e asta. Deci iată că ambii regizori, ambele viziuni, de fapt vorbesc despre a pune în pagină poate cea mai frumoasă definiție. Omule, dacă ai ochii deschiși, crezi că vezi? Atenție, această comparație senzațională. Cred că aici a ales un copil, tocmai pentru că în fața minunilor toți suntem copii. Cum bine spune în Biblie, și eu cred că este cartea de bază a omenirii, singura de altminteri, noi suntem fii oamenilor în aceeași măsură în care suntem fiii lui Dumnezeu. Dacă nu reclădești în tine această rugăciune care trebuie să o ai, apropo de Tatăl nostru, te pierzi. Te însingurezi. E epoca alienării în care comunicația a luat locul comunicării, sau mai bine zis e preponderentă, iar cum spunea Steinhardt, să ne ajute Dumnezeu să ajungem la cuminecare. Comunicare, cuminecare. Sună foarte frumos. Și atunci n-aș putea compara cele două viziuni, ci aș putea doar să mă încânt eu de frumosul mesajului: omule, dacă ai ochii deschiși, crezi că vezi. Poate ca să și pilda orbului. Deosebirea era că vârsta personajelor era una în filmul lui Zeffirelli, înaintată, și alta în filmul lui Cecil B. DeMille, foarte scăzută. Elementul comun pe care eu personal l-am găsit este acela că și la Zeffirelli și la Cecil B. DeMille îi este redat acelui copil, respectiv bărbat, nu numai lumina ochilor, este redată și lumina credinței. Ori atât lumina ochilor, cât și lumina credinței, persoana respectivă, în cele două filme, nu a avut-o niciodată. Pentru că omul nu deschidea ochii, fiind orb din naștere, nu deschisese ochii niciodată. Acum Iisus îi redă și credința, îi redă și viziunea deplină asupra lunii. Probabil, pentru că Biblia e una așa aceeași, nu putem spune că într-o parte a fost o interpretare și în altă parte altă interpretare. Asta o găsesc eu personal și te-aș ruga pe tine să mă contrazici în chestiunea asta, de care nu sunt extrem de sigur. Nu, te contrazică. Dacă e să te contrazică cineva, să te contrazică Alexandra și George. Ei sunt de acasă, ei fac parte din această lume extraordinară a actorilor, artiștilor. Eu mă gândeam, așa e stilul meu, că în ciuda unor mijloace rudimentare de la anii 20, în ciuda lipsei de experiență în ceea ce înseamnă regie de film, arta interpretativă a acestor actori este uluitoare. Eu cred că este mai greu să joci într-un film mut când nu ești ajutat de expresivitate, de scenarist, să spunem. Nu vorbim de indicațiile unui regizor care acum este înconjurat, să spunem, în vremea lui Zeffirelli, de zeci de asistenți, iar atunci probabil că era un regizor și un operator. Reușesc să transmită cu ochii ceea ce foarte mulți actori, din păcate, din filmele americane, nu reușesc să transmită prin view grain. Cred că a ales un copil, poate datorită faptului că un copil este mai expresiv în naivitatea și în lipsa de păcate pe care o are orice copil. Un copil nu este păcătos. Un copil poate să fie mai puțin cu minte, sau poate să fie, sunt cele mai mici păcate posibile, spre deosebire de un adult care se hrănește, din păcate, în viața de zi cu zi,
nenumărase păcate. Și atunci au ales acel copil uritor de frumos, tulburător de frumos, din punctul meu de vedere, tocmai pentru a transmite acel mesaj al uimirii că deasupra tuturor există Dumnezeu care poate să îndrepte niște suferințe nedrepte, nemeritate de cei pe care, din păcate, le-au avut. Astfel că acest film, deși un film de în copilărie a cinematografiei, de pionierat, aș putea spune, reușește încă și acum să mai transmită un anumit mesaj. Sigur că pentru tinerii noștri de astăzi, probabil că ar fi extrem de plictisitor. Sau ar, eu așa cred, pentru că ei vor azi acțiune. Vor să se întâmple ceva. Au fost obișnuiți cu un ritm trepidant în cinematografie. Să fie flash-uri, să schimbe personajele, să fie, nu vreau să spun ce vă spuneam înainte, deci în minutul 23 într-un film american știi sigur că pe rețeta Hollywood trebuie să plângi, trebuie să fie un film patriotic obligatoriu, America deasupra tuturor, trebuie să fie obligatoriu, probabil că în minutul 38 și 5 secunde două scene de sex. E o rețetă, o rețetă care se aplică indiferent de ce tip film, de ce fel de film te uiți. Aceste filme își păstrează încă pasiunea. Bun, dar într-un film cu Iisus nu trebuie să fie și acolo o anumită rețetă, niște elemente șablon, nu e un anumit schelet al desfășurării. Șablon există, pentru că toți cei care s-au încumetat să facă filme cu subiecte biblice, e o misiune ușoară. Cred că foarte mult s-au îngrozit în momentul în care, gândiți-vă ce face un scenarist atunci când pornește de la un script care se numește Biblia și trebuie să-l interpreteze. Foarte mulți folosesc o rețetă și anume au texte întregi biblice și de rugăciuni și exact cum descrie Biblia sau unul din apostoli o anumită scenă. Hai să vedem. Nu Iisus din Nazaret, pe care l-am văzut mai devreme, nu Regele Regilor, pe care de asemenea l-am văzut mai devreme, ci a treia mare încercare de a-L aduce pe Iisus pe marele ecran s-a întâmplat în 2004. Regizor era Mel Gibson, Patimile lui Hristos, în rolul Mântuitorului juca James Caviezel. A treia mare încercare, spuneam, și apropo de ce vorbea Matei mai devreme, cu textele biblice pe care unii scenariști și regizori le-au pus în întregime în contextul cinematografic, le-au decupat de acolo, Mel Gibson merge chiar mai departe și ia și limba originară a creștinismului istoric, limba aramaică, pe care o aduce, așa dificil de pronunțat cum e,
și de vorbit pe care o aduce în filmul lui din 2004. Da, dar chiar și așa se poate compara tipul de emoție pe care ți-o creează filmul lui Zeffirelli, filmul din 27, mut, cu filmul lui Mel Gibson? Sigur, sunt foarte subiectivă. Mie nu mi-a plăcut deloc acest film și mi s-a părut... Pentru factorul violent sau din ce motiv? Nu, tocmai pentru că a fost un film care și-a propus să șocheze, și-a propus să folosească o rețetă. Mel Gibson a spus este cel mai apropiat de realitatea biblică. Este cel mai apropiat de textul Cărții Sfinte. Așa a motivat el atunci când diferența între a face un film documentar care să fie cel mai apropiat de ce s-a întâmplat și a face un film artistic care poate nu respectă în totalitate amănunte, dar care te face să înțelegi mai mult, care te face să vezi. Optezi pentru povestea romanțată? Optez pentru povestea artistică, creatoare, pentru povestea care înseamnă care ficțiune, tușează. Pentru... Care înseamnă ficțiune, care înseamnă depărtare de la... Care poate însemna asta sau inițială. Nu, dar care înseamnă un eveniment care te modifică. Filmul lui Mel Gibson, pe mine personal, nu mi-a produs nicio emoție. Am zis, da, și bun, și da, a fost violent, într-adevăr. Mai mult decât atât. Și nu pentru că sunt eu româncă și nu, categoric nu, dar singura actriță din filmul ăla mie mi s-a părut Maia Morgenstern, care a avut un cadru pe care n-am săluit. Și Monica Bellucci, pe care o voi apăra până la capăt. Care e o femeie foarte frumoasă. E actrița mea preferată. Da, și eu la emisiunea mea la care n-am party priuri, apăr doi oameni, Alain Delon și Monica Bellucci. Foarte bine faceți, mai aduc și eu ta. Ea e o actriță bună, că eu am văzut-o în alte filme în care era foarte bună, dar în filmul ăsta ea nu făcea nimic. Singura actriță care pe mine m-a uluit a fost Maia, care are un cadru când teoretic ar fi trebuit să fie în planul 2 și când este atât de bună că numai la ea te uiți și curge o lacrimă. Și s-a terminat. Ăla a fost un moment de creație, singurul de altfel din film. După umila mea părere, mi-a spus ofu. Și scena aia, sugerezi tu, amintea de scena în care apare o mare actriță româncă, despre care povestește Naia Caranfil în Restul de Tăcere, din primul film al cinematografiei românești, nu? Cine era? Aura Buzescu sau cine apare acolo? Da. Nu mai știu exact. Parcă Aura Buzescu. În filmul lui Caranfil, ea interpretată de Ioana Bulcă. Da. Și în care, de asemenea, e o femeie impecabilă care exprimă... Aristița Romanescu. Aristița Romanescu, corect. Aristița Romanescu, care exprimă un tragism antic. Da. Filmul lui Mel Gibson. Alexandra l-a desfințat. Îl apără cineva? Eu. Te rog, George. Eu îl apăr și am să și spun în ce motiv. Toate celelalte filme și mai ales cel mut m-a impresionat foarte tare, pentru că s-a concentrat pe ideea de a transmite emoția. Pe ideea că fiecare din noi suntem un copil în fața lui Dumnezeu, suntem chiar niște copii. Sau copiii lui. Dar, în patimele lui Hristos, cred că Mel Gibson, fiind actor la bază, s-a concentrat asupra personalității persoanei și de aia cred că și-a și intitulat filmul Patimile. Adică cred că a vrut să facă mai degrabă o introspecție și o concentrare a ceea ce a însemnat acele 12 momente, da? Și chiar ceea ce este, ce simți. Cred că a vrut să îndemne filmul spre un sine verite, cât mai mult. George, termenul în limba engleză este ambigu. Passion înseamnă și pasiune, ispită, înseamnă și patim. Filmul lui Martin Scorsese, care e făcut vreo 20-30 de ani mai devreme, The Last Passion of a Christ? Da. Sau Last Temptation of a Christ? Temptation. Ok. Dar, oricum, passion înseamnă și pasiune fizică, viscerală, umană. Dacă am analizat, cuvântul patim înseamnă altceva înseamnă în cazul limbii române. Înseamnă și patimă dumnezeiască. Da. Nu știu dacă acea ambiguitate n-a cultivat-o. Nu. Repet, și eu, în primă fază, fiind obișnuit cu această zonă pe care eu o simt, și anume aia în care umil trebuie să mă uit către aceste mari mesaje, aceste importante temple care le port în mine. Nu? Credința, înger, îngerașul meu care m-a învățat, pe care m-a învățat bunica, nu m-am voie să-l uit toată viața. Eu când am redescoperit înger, îngerașul meu, m-am redescoperit pe mine.
Dar revenind... Și tu spui că el a fost natural în această prezentare cinematografică. Nu, a încercat să vizualizeze și să redea. El a exacerbat ceea ce poate noi n-am gândit despre suferințele, da, pe care le-a pătimit Iisus. Adică tipul de agresivitate pe care a suportat-o, violența fizică pe care noi niciodată nu am conștientizat-o probabil decât prin filmul lui Mel Gibson. Dar pe mine m-a enervat, care e un prag, o nuanță peste a mă deranja. M-a enervat foarte tare dorința vădită de a șoca și de a vinde filmul, de a deveni o industrie. Eu am uitat că e vorba despre Iisus în filmul ăsta. Dacă un film nu s-ar vinde, cine l-ar vedea? Cum ar avea el audiență? Păi uite, Zeffirelli nu și-a propus să-și vândă film. Dar s-a vândut. Dar s-a vândut cu asupra de măsură, pentru că era un eveniment care te marca și care te punea pe gânduri. Eu am plecat de la filmul lui Mel Gibson scârbită de imagini. Adică, gata, am înțeles, gata, nu mai vreau. Știi? Dar nu m-a trimis nicio secundă cu gândul către credință, către puritate, către a conștientiza lucruri pe care le conștientizezi și le gândești în filmele celelalte despre care am vorbit. Prepay, ziua ți se schimbă. Acum poți să vorbești și să navighezi pe internet în voie. Ia-ți o cartelă SIM Prepay și primești 50 de MB pentru date, plus 700 de minute în rețea și 60 de minute naționale, totul cu 5 euro pe lună. În plus, primești bonus lunar pe viață, 5 euro credit la prima reîncărcare cu cel puțin 5 euro din fiecare lună. Ce divă! Desigur, în noua rochie roșie. Nu e nouă. Ei, haide, altfel ar arăta ca a mea. Sigur e nouă. Nu, e spălată cu noul detergent Pervol. Noul Pervol Color Magic, singurul cu efect de reînnoire a culorilor. Bună, fetelor! Crezi că și a mea va struci la fel? Ca nouă. Apropo de nouă, v-am spus de noua mea cucerire? Noul Pervol Color Magic, pentru culori la modă strălucitoare ca noi. Henkel. Detergent recomandat de Jolidon. Fructele iubesc granii. Acum și coacăze la un litru. Perna Hochland este atât de gustoasă încât e o bucurie să o împarți cu toată familia. Hochland, bucuria gustului. Fructele iubesc granii. Cu un aport adecvat de calciu și absorpție optimă, Calciu Sandoz Forte vă protejează oasele din interior. Calciu Sandoz, expertul oaselor sănătoase, din 1929. Avem o lungă tradiție în căutarea celor mai roditoare regiuni pentru cultivarea cafelei. O lungă tradiție în perfecționarea procesului de prăjire pentru a crea cele mai rafinate cafele. Doar pentru tine! Chibo, dăruim cei mai bun. Vă pot recomanda ceva? Aveți un parfum ușor și fresh? Poate acesta? Parfumul dumneavoastră este exact ce-mi doresc. Pot să-l încerc? Dar acum nu port niciun parfum. Folosesc detergent cu parfum. Acum noul Safex Urban vă învăluie în aroma unui parfum fin, seducător, oferindu-vă în același timp haine deosebit de curate. Noul Safex Urban Extra Parfum. Parfum sub formă de pudră. Mildea îți încântă simțurile cu o inegalabilă delicatețe, cu note subtile inspirate din cele mai fine parfumuri. Hârtia igienică desăvârșită ce îmbină armonios
puțin spus, perfectă. După fiecare masă, în stomacul tău se dă o luptă. Acum există pastila albă pentru arsuri și durere și pastila verde pentru greață și balonare. Digest Duo. Un duo pentru digestia ta corectă. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Ți-ai spălat mâinile înainte? Tot ce atinge are bacteria în minte. Decât să te îmbolnăvești, spală-ți mâinile des că-și nu greșești. Fie înainte să te aranjezi sau după ce cu prieteni te distrezi. Dacă strănuți dușești ca un cățel iubești. De microbi cu Protex te ferești și ogrotit viața să trăiești. Sănătatea ta e în mâinile tale. Protex, pentru sănătatea pielii tale. Nou, deodorantul FA 3 de Protex reduce nivelul transpirației, reduce mirosul neplăcut, conferă prospețime de durată. Nou 3D Protect de la FA. Prospețime pentru o stare de bine. Acum și gel de duș. Nou FA Men 3D Fresh. Bună! Îți simți gura protejată de toate aceste probleme? Inclusiv de afecțiuni gingivale, placă bacteriană și chiar de sensibilitate? Nu? Încearcă noul Colgate Total Advanced Sensitive. Prima și singura pastă de dinți de la Colgate care îți oferă protecție completă și reduce sensibilitatea dentară. Este recomandarea mea. Colgate, marca cea mai recomandată și utilizată de medici dentiști. Adună-i pe toți cei dragi în jurul tău și bucură-te de energia pe care ți-o dau. Vodafone îți urează Paște fericit! Au cucerit inimile tuturor romanticilor. BZN, o aventură muzicală. 42 de ani pe scenele din întreaga lume. În prima zi de Paști, Antena 2 prezintă show-ul care a încheiat legenda BZN. Ultimul concert al celor mai iubiți olandezi. Adio BZN, duminică, de la 3 după amiază, numai la Antena 2. Matei, balanța controversei oarecum echilibrată, dezechilibrează. Chiar la balanță mă gândeam, pentru că opinia mea e undeva între. Ce bine! Alexandra și George. Și nu pentru că, ți-am spus, Alexandra, că am fost coleg de clasă cu Ștefan, cu tatăl tău, și atunci am trebuit să țin un pic cu tine. În afară de faptul că ești o actriță, da, de excepție. Nu, și da, și de singura data doamnă de aici. Accept. Și foarte mult și la George, polemică, pentru că îl iubesc actor, și atunci sigur că trebuie să mă așez undeva între. Dacă acest film ar fi rămas la impresia colajului pe care l-a prezentat Vlad, l-am fost prezentat sub formă de colaj, da, pentru a nu da niște imagini violente foarte în mișcare. Făcut. Dacă ar fi rămas la conceptul acela de colaj pe care l-a scos Vlad, ar fi fost o capodoperă. Așa este. Are o viziune cosmică, din punctul meu de vedere, Gibson, în acest film. Însă, el are patima experimentării. Am văzut un film regizat de el, cu o populație... Apocalipto. Apocalipto, da? Da. Un film, așa ceva, la granița între cineverite, documentar și film artistic, vorbit într-o limbă, parcă era limba din Avatar, deci o limbă pe care foarte puțin o pot percepe. Asta probabil că e și motivul pentru care și în patimile lui Hristos folosește de asemenea o limbă stranie, dar tare mi-e frică că face acest lucru din dorința expresă de a șoca. Mai cred că din nou se face o nedreptate imensă unui actor român, lui Maia. Maia, actriță evreică, a intrat în rol mai bine decât absolut orice celebra vedetă de la Hollywood plătită cu 30 de milioane de dolari pe un film și ar fi trebuit să câștige un Oscar pentru un rol secundar. Așa văd eu lucrurile ca amator, ca, mă rog,
om care îmi place fenomenul acesta teatru și în special cinematografia. Din păcate, George a exagerat în torentele de sânge. Torente de sânge care nu aveau foarte mult ce să caute într-un film de inspirație biblică. Deci ăsta este un film pe care foarte puține televiziuni ar putea să le prezinte, chiar din România. Inclusiv cele comerciale, care ar putea să le prezinte în Joia Mare, sau în Vinerea Mare, sau în Sâmbătă Mare, pentru că este un exces de violență. Aproape n-am mai întâlnit. Stați un pic că nu e un film de Tarantino, unde sângele curge, dar sângele în pretext pentru un anumit tip de imagine pe care și-o face un alt regizor de genul, cum e Tarantino sau cum sunt frații Tarantino, că niciodată n-am știut exact cum gândesc că e un film. Din acest punct de vedere, cred că este capodoperă ratată. Putea să fie un film care să denuiască în sufletele noastre, să ne impresioneze așa cum a rămas de Firelii, pe care îl poți vedea și la 10 ani și la 90 de ani cu aceeași plăcere, cu aceeași pasiune, cu aceeași iubire. Dar acum Gibson poate și datorită visii personale mai tulburate în ultima perioadă s-a îndreptat cu obstinație spre o anumită componență. Noi știm că acele vremuri erau vremuri sângeroase, fără discuție, că făceau parte dintr-o perioadă nu extraordinară a umanității. Dar nici chiar să insist așa de mult pe acest lucru. Altfel, nu sunt de acord cu Alexandra că numai Maia a jucat bine, totuși sunt actori care te impresionează și care îți lasă ceva în spate, dar cred că este o capodoperă ratată. Dar totuși aceste trei filme, mă întreb eu, naiv, nu sunt și ele prizoniere ale unui context cinematografic? Primul e mut, e diafan, este ușor romantic, este angelic. Al doilea, din anii 70, vine în contextul marilor epopei istorice, a superproducțiilor făcute cu romantic, sute de cai și cu actori foarte bine plătiți de la Hollywood și din Europa și așa mai departe. Iar filmul lui Mel Gibson din 2004 vine în contextul băilor de sânge care au inundat Hollywood. Fiecare se încadrează unui fenomen cultural din care nu pot să evadeze. Chiar dacă e vorba de un film religios și nu de un film normal. Categoric, de asta am și spus că este industrie și nimic altceva. Și de asta am și spus că este un film care este evident într-un șablon, într-o rețetă a filmelor de la Hollywood. Este vădit, gândit să fie așa. Ai jucat în filme religioase sau în piese de teatru cu conotații religioase, George? Am făcut la inițiativa Bisericii Ortodoxe Române, sunt foarte multe audiobucuri și sunt foarte bucuros că am intrat multe personaje biblice. Dar eu îi doresc lui George nici să nu joace, că după teoria de la începutul emisiunii în care spunea că un actor care face un astfel de rol nu mai poate să facă nimic altceva, ar fi bine ca George să-l facă mai târziu ca să ne bucurăm de el. Mulțumesc, oricum. Nu? Cert este că oricum lumea mă recunoaște ca actor de comedie mai mult decât de dramă și atunci e bine. Lumea te recunoaște și pe audio bucuri după vocea ta. Da. O întrebare scurtă pe final, la fel de naivă și de retorică. Atâta, căci suntem, nu știu, eu simt nevoia să-l apăr pe Mel Gibson. De ce? Atenție, nu este un film pe care eu l-am în biblioraftul de filme care le-am acasă. Doamne, îmi ferește, în sensul că nu este favoritul meu, am alte filme favorite, dar încerc să înțeleg. El mi-a pus pentru prima oară întrebarea. Mi s-a părut că până acum patimile lui, suferințele lui Hristos sunt, da, a avut un drum de făcut, l-au pus pe cruce. N-am sezizat niciodată, de fapt, ce înseamnă a fi schinguit, ce înseamnă a purta o coroană de spin. Cum Golgota, Golgota, drumul Golgotei, este imposibil să nu... Da, dar îl aveam doar într-un fel teoretic. Îl înțelegeam ca și drum, dar nu-l vizualizam sau cel puțin nu mă șoca. Cred că el poate, apropo de șoc, poate că, într-adevăr, poate fi o capodoperă greșită, dar oricum mi-a pus un mare semn de întrebare, gândindu-mă că acele minute, ore, au însemnat foarte mult și cred că el a făcut un lucru. Mi-am dat seama cât de mult a suferit Iisus Hristos. Rămâne o întrebare retorică. Dacă filmele religioase ne fac mai buni, da, ne fac mai buni, inclusiv acum, de Paști, sărbători fericite tuturor, să vă regăsiți, să vă uitați la filme care să vă facă viața mai frumoasă, mai luminată,
mai inteligibilă decât această vâltoare generală în care ne confundăm și ne confruntăm cu ea în ultima perioadă au fost Alexandra Velniciuc, George Ivașcu și Dan Matei Agaton la emisiunea Filmul sau Viața.